Hai, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars. Astăzi o să vorbim despre update-ul care o să vină zilele acestea împreună cu un brawler nou. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți și dacă vreți să fiți la curent cu toate notificările. După cum ați văzut și voi că da, voi m-ați anunțat când am fost live pe Streamcraft că uite-te Mădăline pe comunitatea de la Brawl Stars că o să bagi un update nou. Bineînțeles că și Clash Royale va veni cu un update nou, cu o arenă nouă și cu o carte nouă, dar nu este extraordinar, adică update-ul de la Clash Royale nu e extraordinar de tare, ca să spun așa, pentru că nu face nimic nou la ceea ce se întâmplă în arenă și contrele pe care le primești și așa mai departe. Dar Brawl Stars-ul vine cu un update foarte interesant, foarte, foarte interesant după părerea mea. O să vă arăt toate momentele, pe lângă faptul că o să vină cu un brawler nou care se numește Jhin, deci Jhin o să se numească Gene. Acest brawler. O să vă pun o mică secvență, bineînțeles, de la ei, de pe comunitate. O să vă las secvența cu această carte ce face. Din câte am văzut, superul de la această carte atrage inamicii lângă tine. Adică gen dacă vine Colt să fugă de tine sau Piper sau așa mai departe, el are superul ca să atragă în el. Dar îți dai seama că nu o să dai cu superul să-l atrage în tine El Primo, Bull sau Shelly, pentru că îți dai seama, îți va pune capac. Din câte am văzut eu și am informații, cum să zic eu, sigure, o să vă las și pe ecran pe undeva pe aici. Deci rage-ul o să fie short close, HP-ul 5040, deci la power maxim HP-ul lui va fi de 5040. Ceea ce zic că 5040 e foarte mult. Iar attack damage-ul 1400, la fel la power maxim, power 10 va da 1400 per hit. De superul o să atragă lângă el, iar când atragi lângă tine, dau exemplu, tu o să dai hit-ul și o să fie de 1400. Superul atrage inamicii lângă tine, iar raritatea deocamdată nu se știe. Mulți spun că legenda, știi cum e vorba aia, legenda spune că o să fie mitică, pentru că la mitică, după cum vedeți, deci mitica, raritatea mitică are decât 2 brawler, restul legendare are 3, epicele au 3, dacă nu mă înșel, super rarele tot 3 au, da, super rarele tot 3, deci ar fi mitică, unii așa zic. Eu îmi spun și părerea mea de român, ca să zic așa. Dacă o să le fie foame foarte mare de bani, o să bage legendar. Dacă o să fie mintică, o să le fie semi-foame. Dacă o să bage ce epică după aceea, va fi așa și așa. Dacă va băga super rară sau rară, înseamnă că țin la jucători, țin la joc și vor să facă ceva frumos. Dar clar, dacă o să bage legendar, nu o să poți lua, adică tu ca om free to play sau așa mai departe, nu o să poți lua. Uitați-vă la mine câte chesturi am. Chesturile astea, dacă bagă legendară, nu-i sigur că o să pice din ele. Să fim siguri. La mitică mai faci cum mai faci, să zicem că deschizi 200, 300, 400, cât noroc o să ai. Dar la legendară nu prea ai nicio șansă free to play. În fine, v-am zis, asta este părerea mea de român. Ce vreau eu să vă mai zic, că la fel o să bage update, au schimbat calitatea jocului. Nu calitatea jocului, să zic așa, calitatea brawlerilor. O să fie mult mai frumoși, mai colorați, au un efect mai frumos, ca să zic așa. Primul este Colt, care o să primească un, cum să zic eu, o înfrumusețare, să zic așa. Îl face mai frumos și mai colorat, ca să zic. L-a făcut destul de frumos, părerea mea, adică arată chiar ok. O să aibă și un skin nou, bineînțeles, că nu știu, mi se pare că e Lunar Year sau ceva de genul și o să bage skinuri de chinezi. Nici aici nu scape, adică skinuri de chinezi peste tot. Deci o să bage un skin și pe acest Colt. Următorul este Poco, pe care l-a făcut destul de frumos și pe Poco l-a făcut așa mai mititel, mai colorat. M-am zis eu, jocul ăsta a avut un succes și cred că o să aibă un succes foarte mare, pentru că este la fel ca Fortnite, colorat, drăguț, cu skin-uri, cu nebunii din astea și la momentul de față asta trage cel mai mult, ca să zic așa, pe partea de jocuri. Bun, Ricochet a primit un buff foarte bine, un buff. A primit un buff și pe partea de damage, dar arată demențial acum. Adică Ricochet nu se mai numește Ricochet, se numește Rico. Rico Răducanu. Deci Rico se numește, care are aici în burtă. Deci dacă nu ai skin-ul gel cu gemuri, are în burtă niște bile, alea de trage cu ele. Și se mișcă așa, când se mișcă el dintr-o parte în alta, o să vă las să vedeți. Acele bile se mișcă în el și mai este un skin cu gemuri. La fel, dacă alegi skin-ul cu gemuri, va trage cu gemuri, nu va trage cu bile. În match, dau exemplu. Iar la fel,
și au schimbat la Spike, l-au făcut la fel mai drăguț, așa mai drăgălaș. Și skinul acela de femeie, de puștoaică, ca să zic așa, va da cu flori. Gen la fel, a înfrumusețat și pe partea de, de, cum să zic eu, de skill. Bun, la Bo n-a făcut mare lucru decât i-a adăugat voce. Deci a adăugat efecte de voce. We must fight for peace. My aim is true. Ah! Live strong as the mountains. One breath, one shot. Day and night cannot dwell together. May you find peace. I fight for my ancestors. My mind. O să spună la fel cum spun și celelalte, cum spune Jesse, Pam și așa mai departe. Acum o să spună și el, are și el rolul lui de a, de a te, cum să zic eu, de a te încuraja în meci. La fel Broke, la fel, o să aibă și el efecte de voce. Take the L, Rocket Rain. Oh, you got destroyed. It's go time. Oh yeah, turning up the boombox. Time to move to the boombox groove. Let's do this. Boombox baby, it's go time. Woo, let's go. I-au adăugat efecte de voce. La Mortis, pentru că Mortis nu zice absolut nimic, la fel și lui. Lui Mortis a adăugat efecte de voce ca să pară mai interesant, dar parcă e gheiuț așa, mie mi se pare gheiuț vocea lui. You have been bested, Mortis, bringer of doom, bringer of bats. Feel my wrath, have much fear, Mortis is here. I bring you the gift of darkness, time to rest. Your soul is mine, fly free, my pretties. Mă înspăimântă, parcă nu e o voce de Dracula sau ce e Mortis, habar nu am. Cam atât pe partea de estetică și de voce și așa mai departe. Pe lângă asta s-au adăugat mape noi, au adăugat două mape de solo, unde cât de cât sunt ok, adică nu influențează foarte mult bulu. Dacă cumva ați văzut, a dat nerf și la boscheți, dacă gen îi spargi cu o abilitate, cu superul, boscheții nu o să se mai regenereze, ceea ce e lucru foarte important pentru Bull și Shelly să nu se mai bage, să se mai ascundă, să verifici tu toți boschetii sau când te duci tu din greșeală să sară hop din boschete, știi? Deja îl vezi pe mapă pe unde, ce și cum e. Ceea ce am văzut că mapele astea nu prea încurajează Bull și Shelly, așa mai departe. Am văzut că la Haste, la cel cu cufărul, au băgat mape noi, dar foarte interesante, foarte frumoase, adică cu clădiri pe lângă, cu gard, mie mi se pare foarte interesant, cu mașini și așa mai departe, deci update-ul chiar o să fie interesant. Și v-am zis, pe partea de estetică, îmi place foarte mult că e colorat, bă, și te atragem, adică că ești un bătrân, că ești copil și așa mai departe, partea asta de colorat atrage foarte mult, deci foarte mult. Și v-am zis, brawl-ul nou va fi Jin numit, depinde de cât de foame o să le fie lor și depinde ce raritate o să bage, în fine, vom vedea la momentul de față. Au zis că brawler nou o să-l bage la jumatea lui februarie, iar update-ul cu balance update-ul acesta va fi acum la sfârșitul, va fi la sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie. Să vedem, pe Clash Royale, astăzi fiind luni când filmez eu, văd că s-a dat deja update, dar Brawl Stars, nu știu, întârzie, dar nu știu din ce cauz. Oricum, nu e grabă, așteptăm și vedem ce se întâmplă. Și ca să nu fie episodul foarte scurt, am făcut 7000 de trofee, bineînțeles, de acest megabox nu o să-l deschid pe episodul acesta, o să-l deschid la fel, o să-l țin pentru când o să vină update-ul și o să vină brawler nou, la fel și chest-urile de aici de jos. Pentru a continua episodul și să nu fie foarte scurt, am zis să dau niște meciuri cu Broke, pentru că vreau să-l cresc. Broke n-a primit un buff decât la... A primit un buff decât la... Super, deci la Super, la Star Power, atunci când dai cu foc, decât acolo a primit buff, dar rest n-a primit absolut nimic. Hai să dăm primul match. Și Broke pe partea de estetică a primit un buff, ca să zic așa. Cred că o să fie un bull pe aici prin boschete. A primit un buff doar pe partea de estetică, nimic mai mult, nimic mai puțin. L-a făcut mult mai frumos, ok, am dat ceva. Ok, a venit și bull celălalt. Eu îi dau pe bullul celălalt. Bine, ăla a fugit, s-a dus cu milă. Ok. Avem aici un Pam. Nu vreau să risc trofeele, n-are rost să risc trofeele, cel puțin. Ok.
o să dau un pem acolo, ok, a sărit el primul pe pem. I-am dat eu pe... și am omorât-o. Ok. Bun. Perfect. S-ar putea să-l picăm. Bun, bravo. Facem un timp cu... cu Penny sau Sal. Nu știu dacă vrea. E, păi facem timp, dar tu pui tureta, ce facem aici? Păi mai sunt eu prieten cu tine. Trebuie să am grijă că trebuie să fie un bal, un bul, bal, doamne. Trebuie să fie un bul pe aici, ok, uitați-l unde este. Avem și superul încărcat, activat. Dar nu este singurul bul, pentru că mai trebuie să mai fie un brawler, deci pe noi știm că este acolo. Trebuie să mai fie un brawler în viață și cred că tot bul o să fie. Trebuie să am o grijă fantastică. Nu știu pe unde ar putea el să fie, mie să nu sară pe mine. A, ok, nu e, se pare că... A, Penny s-a dus pe bull. Aolo, aolo. Aolo, Gucci! Vrea nebuna Gucci. Și acum... Opa, ia uite-l pe tăticul nostru. Ce faci, tăticule? Hai să o dăm. Hai să o dăm, tăticule. Cred că am ratat abilitatea. Băi, ce fuge. Nu! De ce? Bă, frate, dar m-a presat zona, dude, vedeți? Asta este problema. Bă, cât de bine ești, cât de bine ai ști tu să joci. Cât de bine ai ști tu să joci. E degeaba. E degeaba, frate, degeaba. În episodul următor am zis, dar să deschid aceste brawl box-uri, că nu am gold. Vreau să upgradez, vreau să-l upgradez pe Crow, să-l fac power up. Și voi juca cu Crow mai mult. Vreau să fac 500 rank pe Crow dacă se poate. Ori la solo, ori la duo, ori la 3v3, nu știu. Ok, hai să facem un team, bro. Adică 2 broc ar fi minunat. Dacă am putea să facem treabă. Chiar ar fi minunat dacă am putea să ne descurcăm și să ne înțelegem. Fuck off! Bă, cum dai în boscheți și cum iasă șobolani. Ia-l. Ah, fuck. No, că o dau. Bă, ce fuge șobolanul. Doamne, dude. Ce fuge șobolanul de Mortis. Da, Mortis cam fuge de rachete. Sincer să spun. Cam fuge bine de tot. Gen, se poate apăra. Boscheți aici, ăștia sunt toți în boscheți. Ok, pe Crow-ul știm. I-a dat câteva hituri prietenului meu scump și drag. Ok, avem un El Primo. Grijă. Pai, la omor. Bă, mă, ești nebun. Bull de 13. Vai de viața mea. Bull de 13, băieți. Ia-l. Nu! Bă, ce naiba! Bă, ce nasoală e cioara! Dar oricum bulo câștigă, adică fără doar și poate. Bun, cred că pe episodul ăsta o să fac un rank 15 și cam asta. Cam asta e tot. Oh my god, n-ai cum, frate, și bul n-a primit nerf. N-a primit nerf deloc. Nu știu ce vor să facă de nu-i dau nerf. Chiar nu pot să-mi dau seama. Ok, o să dăm splash aici pe chesturi. Bine, am prins decât primul splash. Splash, vedete la apă. Ok. Bun, am luat 2 power. Dacă aș mai putea să iau un power ar fi minunat, dar nu prea cred. Avem pe Shelly aici. Ok, Shelly a fugit. Cheamă Bla. Bla, bla. Văd că chest-ul aici la mijloc. Nu le-a luat nimeni. N-are cum, frate. Adică nici nu vreau să mă risc cu Brock. Dacă aș fi avut un leon ceva, da, m-aș fi riscat, dar nu. Să fie cineva aici prin boschete. Ce faci, tăticu? De ce stai acolo? Știi că nu-i frumos să stai în boschet și să aștepți la pândă. Tu, Shelly, nebună. Ok, avem bul. Ce se poate? Deci oamenii ăștia nu poate să joace altceva decât bul. Deci nu poate să joace altceva decât bul. Opa, ce-ai făcut, tăticu? Tăticule, mai joacă bul, tăticule, mai joacă bul, că te-a făcut un broc de rușine.
Doar boschetele de tine. Doar boschetele de tine. La coteț. Ok, o să fie Shelly, Bull și încă un Brawler. Da, Shelly, Bull și încă un Brawler. Și probabil celălalt Brawler o să fie tot Bull. Vezi, mi-i încarc abilitatea. A, tot Shelly, am înțeles. E, o să fie un meci dificil. O să fie un meci dificil. Dacă nu și-o dă Shelly cu Shelly, asta o să mă alerge până îi vine foame. Ok, haide Shelly, dați-o. Dați-o Shelly. Nu, că o să vină pe mine și o să mă vadă. Nu, 130! Nu! Nu știu, băieți, ce mi se întâmplă. Și știți din ce cauză? Că l-am pe Brock. Adică dacă aveam un Power 8, un Power 8, un Power 9, îl băteam. Să vă dați seama ce înseamnă să ai un Power, frate. E incredibil așa ceva. Nu știu de ce de fiecare dată am eu ghinionul ăsta să rămână în puțin HP, chiar nu știu. Hai să mai dăm un match, sper să fie un match de măcar 5 trofee ca să fac power up. Nu power up, rank up, rank up. De ce n-ai zic power up? Că power up-ul e gen level up-ul. De-abia aștept, nu știu băieți, vreau să-mi spuneți secțiunea voastră, sunt secțiunea de comentarii, părerea voastră. Vreți să apară update-ul cât se poate de curând sau sal? Adică, gen, vă place update-ul? Hai, că dacă ceva morții se te-ai băgat și la mijloc. Bă, mă, cu sunt la mijloc și o dau. Și o dau, băieții, și o dau. Mă bag și eu aici la mijloc, mă, eu dau și eu. Mi-o dau și eu. Mamă, 5, morții 5. Ești nebun și uite și ce sunt aici. Mi-am dat-o cu băieții grei. Am 5 power, sunt boss. Bossul valorosul, mi se mai spune. Mă, să nu vină vreun cotei să-mi o dea. Totuși sunt 6 brawler și nu sunt toți în boscheți. Foarte interesant. Eu o să verific boscheții, să vedem pe unde sunt băgați băieții. Și eu de-abia aștept, update-ul. De-abia l-aștept băieți. Sunt entuziasmat, adică, nu știu, pe Clash Royale nu prea mai sunt atât de entuziasmat pentru că nu știu ce ar putea să bage nou. Yo, ce-a scăpat? Nu o scap tu de mine! Dar nici de Leon nu o să scapi. Opa, la mi se bate inima. Ok, o să fie un Mortis. Trebuie să am grijă că Mortis ăla, dacă o să vină mine, o să-mi creeze pagube. Mai sunt încă 2 brawler în viață. Și abilitatea e aiurea, pentru că trebuie să dau abilitatea de la distanță super-o. De apropiere nu prea mă ajută. Ok, văd că este cineva acolo. Ah, era Bulbul. Almești! Bine mă, frate, până la urmă i-am dobândit pe Bulangi. Bun, și am făcut și rank up, rank 15. Deci vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă și voi așteptați update-ul acesta cu drag. Cât am făcut? 7034. De acum încolo o să fac trofeele mai greu, dar o să încerc să cresc fiecare brawler în parte. În fine. Cam asta a fost și episodul, băieți. Nu uitați de butonul de like și de abonare. Dacă vreți să intrați să jucați cu mine, intrați în primul link de descriere sau căutați grupul Mădălin YT Family Academy sau Mădălin YT Family. Intrați acolo pe grupul de WeGamers, aveți și codul pe ecran. Pe StreamCraft o să jucăm împreună de fiecare dată când intru pe StreamCraft la sfârșit de live, atunci pe final. Mă joc cu abonații o oră sau chiar mai mult. Nu uitați de butonul de like și de abonare și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!